scrisoare pierdută ca în piesa lui Caragiale, am ajuns în zilele noastre la 100 de scrisori. Vinovați de această dată sunt poștașii a două companii private de curierat care au vrut să scape de muncă abandonând plicurile într-una dintre zonele în care fac livrări. Cazul nu a fost trecut cu vederea. Un cetățean a găsit corespondența aruncată și a depus reclamație la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care a declanșat o anchetă. Urmăriți un nou material din campania știrilor Pro TV, Inspectorul Pro. Alexandru s-a trezit fără voia lui în povestea unor scrisori pierdute. Peste 100, spune el, abandonate în comuna Dobroiești. Pe câteva dintre ele le-a livrat personal, dar pe cele mai multe a încercat să le înapoieze firmelor private de curierat de care aparțineau, Total Post și Postmaster. Am găsit vreo 100 de scrisori aruncate pe un câmp, ceea ce nu mi se pare normal. Să vorbesc eu cu colegul meu răspunzător de acea zonă. Păi mă interesează ale mele, unde erau și cum erau? Erau toate puse, amestecate, și Postmaster și Master Post, pe un contoar de gaz. Din decembrie până acum, zic, la dumneavoastră, nu? Da, au stat la mine în casă, bineînțeles. Nu, și nu ați anunțat până acum? Da, am anunțat la dumneavoastră. A, păi asta e problema, le-a ținut prea mult. Acum, dacă n-ajung eu astăzi, o să trimit eu pe cineva să vedem dacă e pe zonă. Eu o să vin să le iau pe ale mele și să vedem, trebuie să fac o investigație, să vedem care a fost treaba. O investigație nu a avut loc, în schimb, s-a conturat dorința reprezentantului Total Post de a ascunde acest incident. Discuția telefonică a fost urmată de o întâlnire cu Alexandru, în urma căreia angajatul Total Post a ridicat toate plicurile care purtau antetul firmei sale. Aproximativ 50 dintre cele 100 aruncate la întâmplare. Contactați de o echipă Pro TV, reprezentanții firmei au negat întâmplarea și au susținut că nu au ridicat niciun plic. Întâlnirea a fost însă înregistrată de Alexandru. Unde erau? Păi câmpul acolo. Unde pun contoar de gaz? Da, și care-i treaba? Că erau cu astea, erau același elastice cu postul și cu astea amestecate cu ale voastre. Deci erau amestecate. Pe crucea mea spun. Eu sunt răspund de zonă, deci mă dă info. Nu, dar aruncat nu a fost sigur, că l-am cel mai vechi poștaș al meu, care l-am de 7 ani. Trebuie să văd ce s-a întâmplat. Scuza este revoltătoare pentru că e aproape imposibil ca cineva să uite că are de împărțit 100 de plicuri, mai ales atunci când asta îi este meseria. Perimetru cam, să zicem, cam de un kilometru așa. Deci zona e de un kilometru. La fel de greu de crezut este ca cineva să nu-și amintească de o întâlnire în care o persoană străină îi prezintă un incident grav care vizează compania sa. Deși faptele sunt clare, iar scrisorile pierdute există, nici firma de PR care comunică în numele Total Post nu a recunoscut incidentul. Am verificat informația primită de la voi, iar angajatul Total Post, care a văzut scrisorile, a spus că nu erau ale companiei pentru care lucrează, ci ale Postmaster. Reprezentanții Total Post recunosc totuși că s-au confruntat de-a lungul anilor cu astfel de situații. Cazuri grave, în urma cărora cine a greșit a plătit, unii dintre foștii angajați având acum plângeri penale. Plângeri multe au și oamenii, dar față de serviciile prestate de această firmă. Pe pagina de Facebook a Total Post sunt prezentate situații similare, întârzieri și lipsa facturilor. Există și pentru asta o explicație, tot în răspunsul scris primit de la Total Post. Ne-ar ajuta foarte mult însă dacă adresele de pe fiecare imobil ar fi trecute corect și la vedere, dacă toate cutiile poștale ar fi securizate, iar accesul la acestea ar fi mai facil. Așadar, poștașii nu găsesc adresele pentru că străzile sunt încurcate și nu știu unde să ducă plicurile, așa că le lasă și ei pe unde pot. Genul acesta de prestare de serviciu intră în totală contradicție cu așteptările oamenilor, dar și cu reglementările în vigoare. În 2014, de exemplu, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații s-a autosesizat după ce oamenii din localitatea Zorleni, județul Vaslui, au fost nevoiți să-și caute facturile de curent pe la crâșmele și magazinele din comună, pentru că angajații firmei de curierat Total Post nu s-au obosit să le pună în cutiile poștale. Scandalul a mers până acolo încât cei de la firma de gaz au fost nevoiți să prelungească luni de zile termenul de plată pentru facturile respective. Hai că noi tinerii mai avem mail-uri, mai primim, dar cei bătrâni ce fac? Rămân neplătiți? Enelul stai imediat curentul. La fel de gravă este și situația celorlalte 50 de plicuri pierdute care poartă antetul firmei Postmaster. Nici această companie nu a dorit inițial să comenteze incidentul. Într-un final, reprezentanții săi ne-au mărturisit că știu de caz și au declanșat o anchetă. Imediat ce vom finaliza cercetările interne, vom lua și măsurile care se impun și vă asigur că absolut orice sesizare este tratată cu cea mai mare atenție. O anchetă a început și Ancom, după ce Alexandru a depus plângere, de această dată la Autoritatea Națională care reglementează serviciile de poștă din România. Unde le
ați găsit? Ce demersuri ați făcut în vederea, nu știu, identificării acestor plicuri? Cei de la Total mi-au răspuns și mi-au zis că trimit imediat pe cineva să le ia. Potrivit directorului Ancom, amenziile pot fi foarte mari în astfel de cazuri, mai ales dacă se dovedește că a fost reavoință, iar sancțiunile cresc pe măsură ce situația se repetă. Amenda minimă este 5.000 de lei. Poate merge până la 2% din cifra de afaceri, se poate merge până la decizie cu retragere sau suspendarea dreptului de a mai furniza servicii poștale în România. Total Post se prezintă ca un serviciu de poștă care acoperă întreaga țară la nivel de reședințe de județ, cu un volum de 6 milioane de trimiteri pe lună și o cotă de piață de aproximativ 12%. Vis-a-vis de reclamații, reprezentanții companiei susțin că acestea se încadrează în limita a 0,02%, adică 1200 pe lună din totalul trimiterilor. Postmaster se prezintă și ea drept o companie de poștă care acoperă 95% din teritoriul României. Potrivit informațiilor de pe site-ul lor oficial, cei 1700 de poștași din cele 47 de birouri locale livrează anual peste 500 de milioane de materiale. Semn că lucrurile nu merg tocmai bine pe această piață, Ancom a dat mai în 2016 20 de sancțiuni pentru încălcarea legislației de către serviciile poștale de la noi din țară.